Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Stimată Biserica a Domnului Iisus, frați și surori, dragi prieteni care sunteți online cu noi în această dimineață, cu toții ne-am trezit, am plecat de acasă, am venit în casa lui Dumnezeu, motivați de trecutul nostru pe care l-am petrecut până aici cu Domnul, un trecut în care Dumnezeu a investit mult în noi. Investiția aceasta ne obligă pe noi să reacționăm cu aceeași dragoste la dragostea lui Dumnezeu. La vârsta aceasta, noi știm că dragostea oamenilor este limitată. Uneori este și nedreaptă. Însă dragostea lui Dumnezeu este infinită. Ea este suficientă pentru noi și pentru casele noastre. De aceea îl caută oamenii pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea oamenilor și îi ajută prin toate situațiile vieții. Dimineața aceasta, familia Crișan, Deni și Teodora, au adus-o pe micuța Giulia Alexandra în casa lui Dumnezeu pentru ca slujbașii să se roage pentru ea, binecuvântând-o în numele Domnului. Gestul lor de venire în casa lui Dumnezeu ca al oricărei alte familii pune în evidență credința lor în Dumnezeu și faptul că ei acceptă că sunt neputincioși cu privire la toate nevoile copilului. Altfel n-ar fi fost aici cu el. Prezența lor vorbește despre nevoia copilului pe care ei nu pot acoperi. Dacă noi am putea să binecuvântăm, nu am mai venit la biserică să binecuvinteze Dumnezeu. Dar noi depindem de binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă nu avem, o uriașă diferență există în viața noastră. Cu ocazia aceasta aș vrea să spun un cuvânt din partea Domnului, un cuvânt de predică, o predică mai scurtă, pentru ceremonia aceasta, pentru actul acesta de cult al binecuvântării de copii. Și intenționat am citit textul acesta din Scriptură, din Vechiul Testament, 2 Împărați, capitolul 4, pentru ca să desprind împreună cu dumneavoastră din acest text câteva cuvinte de învățătură pentru noi. Intenția mea nu este doar să vă povestesc ce s-a întâmplat cândva pentru cultură generală. Intenția mea este să vă spun că așa cum familia aceasta a trecut prin criză și noi de asemenea vom trece, poate nu chiar în mod similar, dar sub o altă formă. Și vreau să scot în relief mai mult decât orice altceva că cel care a liniștit criza, care a rezolvat criza acestei familii a fost Dumnezeu, chiar dacă El s-a folosit de oameni. Vreau să mă îndrept înspre dumneavoastră, în primul rând, stimată familie Crișan, sunteți înconjurați astăzi de prieteni, de rude, și să vă spun următorul lucru: fără Dumnezeu nu aveți nicio șansă. Este fals punctul de vedere că vă descurcați fără Dumnezeu. Singurul fel în care omul se descurcă fără Dumnezeu este să ajungă în iad. În altă parte nu poate să ajungă fără Dumnezeu. Iar viața aceasta de pe pământ este un examen pe care și dumneavoastră și eu îl pierdeți sau îl câștigați. Aș vrea, așa cum anticipam, să spun un cuvânt de predică pe care l-am intitulat din textul acesta: cum să nu-ți pierzi copiii. Textul pe care l-am citit pune în evidență o situație de criză, de necaz, de nenorocire petrecută într-una dintre familiile de credincioși, de proroci ai vremii aceleia. În general, pierderile în viață pot fi evitate, unele sunt evitabile, altele sunt inevitabile. Ultimul lucru pe care un părinte acceptă să-l piardă este propriul copil. A devenit celebră dragostea părinților, în mod special a mamelor, pentru copiilor. Între oameni este cea mai înaltă formă de dragoste, care a dat naștere la cea mai înaltă și intensă formă de iubire și de sacrificiu. Textul din 2 Împărați 4, 1-7,
prezintă exemplul unei femei care a reușit, deși singură, în situații de criză, să nu-și piardă copiii. Ceea ce este astăzi neplăcut este faptul că în multe familii nu există criză și sunt amândoi soți în viață și tot își pierd copiii. Lucrul acesta este ciudat. Femeia aceasta a fost singură, rămasă văduvă, fiind că i-a murit bărbatul, a fost într-o situație de criză, a rămas cu o uriașă datorie după moartea soțului ei, datorie pe care el o făcuse, și în ciuda situației de criză, ea a reușit să se descurce. Știți de ce? A avut un Dumnezeu viu și puternic. Dacă acest Dumnezeu mare și sfânt nu este și Dumnezeul dumitale, în momentele de criză să știi că necazurile vieții te vor trânti la pământ și nu te vei mai ridica niciodată. Primul lucru pe care vreau să-l spun în această dimineață este să scot în evidență care a fost problema părinților, care a fost criza părinților, familiei. În primul rând, femeia aceasta rămâne văduvă și în același timp datoare unui om bogat și nemilos. Bărbatul meu a murit și cel ce l-a împrumutat a venit să-mi ia copiii și să-i facă robi, se plângea ea la omul lui Dumnezeu. Nu există alt necaz mai mare în viața unui muritor decât să rămână fără partenerul de viață. Nu zic că a-ți pierde un copil nu este greu, dar a-ți pierde partenerul de viață este mai greu. Cel mai grav lucru care îi se poate întâmpla unui om pe pământ, din punct de vedere omenesc, este să-i moară partenerul și să rămână singur. Așa s-a întâmplat cu femeia aceasta, i-a murit bărbatul. Biblia ne spune că a avut un bărbat special, era un proroc, un om al lui Dumnezeu. Nu numai că i-a murit bărbatul, dar înainte să moară, el a făcut un împrumut de la un om bogat, nu știu pentru ce, dar Biblia spune că a făcut un împrumut mare. Probabil că era o familie tânără, a vrut să facă o investiție sau cine știe ce altceva, dar el a murit subit, pe neașteptate. Și femeia lui, rămasă văduvă cu doi copii, nu a ajuns necazul, nenorocirea, singurătatea, dar mai a rămas împovărată și cu datoria aceasta foarte mare pe care nu știa cum să o plătească. Biblia ne spune că femeia aceasta trăia la limita existenței. N-avea acasă doar într-un vas, puțin unde lemn. Unde lemn înseamnă ulei de mâncare. Asta înseamnă că nu avea nimic altceva decât un pic de ulei de mâncare. Câți dintre noi o ducem greu și avem o mașină sau două, avem un frigider prin harul Domnului plin, chiar dacă o ducem greu? Poate că avem datorii, cine n-are datorii în America? Dar femeia aceasta avea doar un pic de unde lemn, atât. O femeie la limita existenței. Și apoi, o femeie disperată. Necazurile, situația prin care a trecut-o, a împins-o în disperare și aleargă în disperarea ei la omul lui Dumnezeu și strigă, Biblia spune că a strigat la el. Nu a strigat la el să-l certe, ci a strigat la el după ajutor. N-a vorbit frumos, disperarea ei era atât de mare încât n-a putut să mai suporte presiunea emoțională din viața ei și atunci s-a descătușat plângând, strigând, ajută-mă omul lui Dumnezeu, poate faci ceva pentru mine. Ea îi aduce aminte cine a fost bărbatul ei. A încercat să capete trecere înaintea lui, folosindu-se de meritele și de poziția soțului ei înainte să moară. Aceasta a fost problema acestei femei, a acestei familii. O problemă tristă, o situație cumplită. Observați că fostul soț fusese omul lui Dumnezeu și ea, deși disperată, are o direcție sănătoasă. Nu se duce să se spânzure, nici să se plângă la vecine. Ea se duce la Dumnezeu, fiindcă atâta minte avea la vârsta aceea, să știe că în viață ajutorul vine doar de la Domnul oștirilor. Dar dacă nu-L cunoști în vremurile bune, cum îl vei cunoaște în vremea de criză? Când vin problemele mari, soluția totdeauna rămâne Dumnezeu. Dumnezeu nu-i invidios. Dumnezeu nu se bucură de răul nimănui. Dumnezeu are o inimă infinită, plină cu o dragoste infinită, care vrea să o folosească pentru mine și pentru dumneata. În al doilea rând, pe lângă problema acestor părinți, acestei familii, vreau să observăm care a fost soluția omului lui Dumnezeu la care apelează familia, la care apelează femeia văduvă.
Priviți, vă rog, că soluția a fost credința și implicarea familiei, adică omului Dumnezeu îi dă niște sfaturi concrete. 1. Implică-ți copiii în problema pe care o ai. Când te vei întoarce acasă, închide ușa după tine, ia copiii tăi și împreună cu ei, fă ceea ce-ți spun. Observați în situație de criză ce trebuie să faci, închide ușa, nu o deschide. Nu te duce la vecini, mâine te vor râde. Nu deschide ușa cu necazurile tale, că tot timpul oamenii te vor discuta despre necazurile pe care ai. Ascultă-mă, singurele persoane care îi pasă de necazul tău este partenerul și copiii. Restul e discutabil. Observați că în momentele de criză, singurul sprijin omenesc este familia, partenerul și copiii. Dacă aici nu există o relație sănătoasă, ce faci în vremurile de criză? I-a spus omului Dumnezeu, închide ușa, nu o deschide. Problema ta nu se rezolvă afară. Problema ta se rezolvă în interior. Dar nu mă înțeleg cu copiii. Păi dar ce fel de familie ești? Nu mă înțeleg cu nevasta. Dar ce fel de familie sunteți voi? Închide ușa în momentele de criză și implică-ți copiii în problema pe care o ai. Implică-i. Nu ascunde faptul că aveți datorii. Nu ascunde faptul că treceți prin problemă. Nu țineți copiii în pataș ca lui Solomon, dându-le impresia că sunteți cei mai tari din America. Tot timpul îi hrăniți cu irealități. Spuneți-le, măi copii, a fost bine ieri, dar am intrat în necaz. Ne-am pierdut geabul. Avem probleme, avem dușmani. Diavolul s-a ridicat împotriva noastră, vreau să știți asta. Atât cât puteți pricepe, vreau să vă rugați cu noi. Atât cât puteți înțelege, vreau să fiți împreună cu noi. Nu vă ascundem lucrurile acestea. Într-o paranteză, asta nu înseamnă că nu avem cu mintea de adulți anumite secrete față de copii în funcție de vârsta lor. Închid paranteza. Copiii trebuie implicați în problemele din familie. Sunt foarte mulți părinți care de dragul de a-i proteja pe copii ascund toate necazurile și durerile vieții de ei. Și copiii aceia cresc într-o viață ireală și după aceea când se căsătoresc și se implică în viața reală, nu sunt capabili să se confrunte cu ea. După cum pe copii o viață întreagă îi învățați să vorbească și să se poarte, o viață întreagă de când se nasc, împingeți-i în viață, în realitățile ei, în durerile ei, în necazurile ei, ca să se învețe cu ele. Pentru că oricum viața nu e așa cum le-o prezentați dumneavoastră. Lăsați-i să trăiască în lumea reală, pentru că mâine poimine vă cheamă Domnul acasă și nu o să fie în stare să trăiască, pentru că tot timpul i-ați învățat să trăiască într-o lume ireală, ascunzându-i de necazuri și de presiunile vieții. Implicați-i în problemele familiale. Dacă au doar 3 ani, spune, așează-ți plăpumioara sau du-ți pantofii la loc, nu ți-i duce mama, că mama nu-i genitorul sau sluga ta. Du-ți farfuria, pune-o acolo în mașina de spălat sau la chiuvetă. Dați-le implicații în problemele familiale. Noi avem impresia că dacă nu-i punem să facă nimic, le facem un bine, fără să ne dăm seama că le facem un mare rău. Al doilea lucru pe care îl spune omului Dumnezeu, dă-le responsabilități concrete. Ei îi apropiau vasele și îi atrunau un de lemn. Femeia n-a pus copiii să toarne un de lemn, pentru că era o lucrare mai de precizie, mai de adult, să nu tremure mâna. Știți că uneori copiilor le mai scapă lucrurile din mână, adulților mai rar. Ei, femeia aceasta l-a pus pe copil să facă ceea ce putea. Putea să ia o farfurie, o oală și să o dea puțin mai aproape. I-a pus pe copil să facă aceste lucruri. O femeie văduvă este în stare să-și implice copiii în problemele casei și le dă responsabilități după măsura lor de pricepere și de abilitate. Stimați părinți, vă recomand insistent, puneți-i pe copii să muncească. Puneți-i pe copii la treabă, obișnuiți-i cu disciplina, lăsați-i singuri să-și ducă farfuria, nu mai duceți dumneavoastră, că aia nu înseamnă dragoste, se numește altfel. Puneți-i să-și facă paturile, să-și ducă hăinuțele la loc în laundry. Puneți-i să facă ceea ce-i după măsura vârstei lor.
Să nu credeți că dacă îi lăsați să faceți dumneavoastră totul, le faceți un bine. Nu le faceți un bine. Obișnuiți-i să facă treabă, pentru că oricum vor trebui să facă când se vor face mari. Și cine nu învață în primii 2 ani să facă ce trebuie, și cine nu corectează în primii 7, credeți-mă că șansele să mai învețe vreodată sunt mici. Huzurul, lenea, inactivitatea niciodată n-au fost virtuți, nici în vremea comuniștilor, nici în democrație. Femeia aceasta e îndemnată de omul lui Dumnezeu, implică-ți copiii, închide ușa și pe ei nu-i scoate afară, nu spune duceți-vă copii la joacă. Nu, 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 nu-i vremea, nu-i vremea de joacă astăzi. Copiii, intrați în casă ca să trebuie să plângem împreună. Și apoi, apropiați-mi vasele, lasă mingea, apropie-mi vasele un pic, lasă computerul, apropie vasele. Astăzi este vremea apropierii vaselor. Spuneți-le copiilor lucrul acesta. Învățați-i și să râdă și să plângă, că oricum vor face asta în viață, când una, când pe alta. Și omului Dumnezeu îi mai dă un sfat la această femeie în necazul ei. Fă-i pe copii parte, fă-le parte copiilor, implică-i pe copii în experiențele tale spirituale. Implică-i pe copii în experiențele tale spirituale. Scriptura spune... Și n-a mai curs un de lemn. Copiii au văzut tot ce s-a întâmplat, experiența asta spirituală. Dacă ei nu vedeau că mama îi trimitea să joace fotbal și când ea lucra singură, nu era mare lucru să-și apropie singurele vasele, putea. Ea n-a avut nevoie de copiii că nu putea fără ei. A avut nevoie de ei pentru că ceea ce a făcut a avut caracter pedagogic pentru ei. Adică i-a învățat, i-a crescut, le-a arătat ceva ce nu învățau la fotbal. Dacă ei erau la fotbal și minunea se petrecea numai în prezența ei și când veneau copiii acasă, ea le-ar fi povestit: copii, știți cât un de lemn am avut în vas? Pe copiii i-ar fi spus: păi de unde să știm noi, mamă, cât un de lemn ai tu în farfurie? Nu-i treaba noastră, treaba noastră e mingea. Ei bine, pe copii, vă spun eu, am avut puțin. Și să știți că, mai știți câte vase am adus? Păi mamă, noi de unde să știm câte vase le-ai adus? Că pe noi ne-a trimis la fotbal, vasele le-ai adus dumneata. Ok, copii, vreau să știți că am avut multe. Dar în timp ce le apropiam și în timp ce puneam un de lemn, eu am avut puțin. Dar a fost, nu știu, l-a mulțit Dumnezeu că s-au umplut toate vasele. Și copiii i-ar fi spus, dacă erau la fotbal, du-te de aici că nu cred. Dar această femeie i-a ținut pe copii lângă ea și ei au văzut totul de la început până la sfârșit. Și n-au mai putut să spună nu cred. Au văzut cu ochii lor și au fost marcați, acea mici cum au fost. Au fost marcați de mâna întinsă a Domnului. Eu sunt sigur că ăștia când s-au făcut mari și au avut copii, numai lucrul ăsta le-a povestit. O experiență în care au fost implicați. Eu sunt sigur că atunci când au devenit bunici, dacă au devenit vreodată, numai lucrul ăsta l-au povestit nepoților cu o mare mândrie și bucurie că au avut și ei parte de minunea lui Dumnezeu. Cât de săracă e viața unor părinți care învață pe copii să nu fure, să se teamă de Dumnezeu, să se roage, timp în care copiii niciodată n-au văzut la ei aceste lucruri. Cum să învăț eu pe copiii mei să fie cu minți când nu le-am arătat lucrul acesta în viața mea? Această femeie i-a implicat pe copiii ei în experiențele ei spirituale și n-a mai fost nevoie să povestească ea ce i s-a întâmplat la vecinul sau la fratele păstor sau la prezbiter, pentru că copiii au văzut cu ochii lor un eveniment ieșit din comun. Și asta a fost o motivație pentru toată viața. Când Isaac îl auzea pe tatăl lui că se duce să aducă jertfă, când s-a făcut mai mare la aproape 16 anișori, se gândea el cât de adevărat o fi Dumnezeul lui tata. O fi tot un idol din lemn sau din piatră ca la ceilalți vecini ai noștri. Să într-o împrejurare, în mod ciudat, tatăl lui l-a pus pe el în locul jertfei pe altar și îngrozit l-a văzut pe tatăl lui care i-a dat viață și a fost milos cu el, cum ridică cuțitul și și-a dat seama că urmează să-l omoară fără nicio explicație pentru el. Și în clipa aceea, din cer, glasul Dumnezeului tatălui lui l-a oprit pe tatăl lui, spunându-i: oprește-te, Avrame. El n-a auzit niciodată idolii vorbind, el știa că idolii nu vorbesc. Acum și-a dat seama că tatăl lui n-are un idol drept Dumnezeu, și are un Dumnezeu adevărat care nu numai că dacă îl pui pe perete cu un cui, stă pe perete, dacă îl
pui unde, în altă parte stă unde îl pui, acest Dumnezeu vorbește, iubește, iartă și rezolvă problemele. Experiența aceasta i-a marcat viața pentru restul zilelor lui Isaac, pentru că tatăl lui l-a implicat în ea. Dacă nu, copiii tăi nu te văd rugându-te, nu se vor ruga. Copiii nu fac ce le spui, fac ce le arăți. Dacă te văd că fumezi, cum te aștepți să nu fumeze când vor fi mare? Degeaba le dai exemplu că tu tușești. Nu interesează pe ei că tușești. Spune, lasă tată să tușești și eu cum tușești și tu. Degeaba le explici că își cheltuie banii. Spun ei, lasă tată să-i cheltui și eu cum i-ai cheltuit și tu. Degeaba le explici riscurile bolilor cardiovasculare. Că spun ei, lasă tată, că... Și așa mai departe. Arată-le, nu le spune. Ce le spui, n-are putere dacă nu le arăți. Stimată familie Crișan, stimați oameni ai lui Dumnezeu, puține lucruri sunt mai complicate în viață ca și creșterea copiilor pentru cer. Să crești copiii și apoi să vină cineva să ți-i fure, presupunând doar să le dai să mănânce, copiii nu sunt din regnul animal să se mulțumească doar cu mâncare și cu îmbrăcăminte. Copiii sunt, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, au nevoie de educație. Iar cea mai puternică formă de educație este exemplu personal. Nu doar cele spuse, ci în mod special cele arătate. Dacă copiii nu văd minuni în familie, credeți-mă că toate celelalte minuni, ei le pun sub semnul întrebării. Dacă ei nu văd post, rugăciune în familie, dacă ei nu văd lucruri serioase ale lui Dumnezeu în casa lor, atunci când alții povestesc despre ele, ei le pun sub semnul întrebării, dar dacă le văd, dacă sunt implicați în ele, dacă se uită cu ochișorii lor, chiar dacă nu înțeleg mult, că-s copii, imaginile acelea îi vor urmări restul vieții. Restul vieții îi vor urmări până în ultima clipă de viață, când tata și mama nu vor mai fi, se vor duce acasă la Domnul. Dar imaginile acelea vor rămâne paidagogosul, învățătorul, aducătorul aminte a tot ceea ce se întâmplă. Închei spunându-vă în al treilea rând, care a fost implicarea lui Dumnezeu, nu doar sfatul omului lui Dumnezeu. Priviți că Dumnezeu conștientizează mama despre resursele ei puține. Ce ai acasă? Dumnezeu a vrut să plece de la realitate și a vrut să-i spune femeii, eu mai târziu vreau să fac ceva în casa ta, nu cumva să crezi că s-a făcut prin puterea ta. Vreau mai întâi să stabilim ce pui tu jos, ce poți să pui. Ce pui jos? Ai 50.000 de dolari. De unde, Doamne, 50.000? Am 5 dolari. Ok, vreau să-ți intre bine în cap, să nu uiți. 5 dolari ai, pune jos. Păi, Doamne, ce să fac cu 5 dolari? Pune jos! Eu pun restul, indiferent cât e restul. Dar vreau să ții minte cât pui jos. Să nu cumva să-mi spui mai târziu, știi ce, Doamne? Nu cumva am avut eu 500? Întreabă Dumnezeu, ce acasă? Păi am puțin un de lemn într-un vas, ține minte. Că tu ai spus că ai puțin un de lemn. Să nu crezi mai târziu că vasele pline cu un de lemn sunt câștigate de tine. Le vor aduce mila mea și bunătatea mea. În primul rând, Dumnezeu o ajută să conștientizeze neputința ei, limitarea ei și situația ei de criză. În al doilea rând, Dumnezeu binecuvintează puținul ei. Nu spune Dumnezeu, du-te acasă și dintr-o dată va curge un de lemn ca de la chiuvetă, ca de la conductă. Nu, nu, nu. Spune Dumnezeu, eu nu binecuvintez nimicul, eu binecuvintez puținul tău. Cât ai 5 dolari? Pune jos. Lasă, Doamne, că tu nu stai în drum de 5 dolari ai mei. Ba da, stau, pune jos. Dumnezeu putea să umple vasele fără să aibă nevoie de puținul ei un de lemn. Dar Dumnezeu tot timpul îl implică pe om, nu că are nevoie de el, dar vrea să-l crească, vrea să-l dezvolte, vrea să-i spună care sunt principiile împărăției. Dumnezeu binecuvintează puținul ei. Stimați părinți, trebuie să acceptați că nu există mamă care să nu aibă puțin. Nu există tată care să nu aibă puțin. E adevărat că sunt părinți mai puternici, mai buni, mai sfinți și sunt părinți mai altfel. Dar oricât de altfel ar fi, un pic de un de lemn în vas are fiecare. Ascultă-mă, nu te speria că n-ai carte, nu te speria că n-ai bani, nu te-i speria de anumite incapacități pe care le ai, adică lipsuri de capacități, nu te speria de asta. Dumnezeu poate să completeze și dacă pui 5 dolari jos, Dumnezeu pune restul până la orice sumă e nevoie. Dar Dumnezeu vrea să vadă că pui jos ce poți. Dacă nu pui jos ce poți, uite-te un pic la mine, să nu îndrăznești să-i ceri ajutor, că nu ți-l dă. Dumnezeu niciodată nu va face ce poți dumneata să faci.
El face doar de la $6 în sus, pentru că oricum nu ai. Și al treilea lucru, Dumnezeu implică credința mamei. Spune, du-te și cere vase. Păi dumneavoastră vă imaginați ce penibil a fost pentru femeia asta să ducă să ceară vase? Toată lumea o știa că e săracă. Și toată lumea o știa că e văduvă. Și toată lumea o știa că are datorii și că mâine, poi mâine vine ăsta bogat și puternic și ia copiii și duce și vinde în târgul de sclavi ca să-și mai recupereze datoria. Și o îndeamnă omului Dumnezeu, du-te la toți vecinii și cere vase, dar nu cere puține. Păi imaginați-vă un om sărac că vine la mine și îmi spune, împrumutăm un serviciu de 12 farfurii. Și eu mă gândesc în mintea mea, bă, dar ăsta ce face, domne, cu 12 farfurii? Că e el singur și îi ajunge o farfurie. Vin oameni în vizită la ăsta? Păi de unde are ăsta mâncare pentru 12 farfurii? Și când colo vine vecinul și îmi spune, băi, a venit săracul, vecinul sărac la mine și mi-a cerut un serviciu de 12 farfurii. Și eu îi zic, bă, și mie mi-a cerut. Și acum mirarea mea dă pe afară și zic, wow, ăsta are 24 de musafiri. Bă, frate, sărântocul ăsta, ce iartă-l ăsta de 24 de musafiri? Ce face ăsta cu 24 de tacâmuri? Și nu stau bine să mă mir că vine al treilea vecin și spune, băi, vecine, vreau să spun ceva. Ăsta de la colț săracul a venit și mi-a cerut un serviciu de 12 tacâmuri. Ce face frate ăsta cu 12 tacâmuri? Și eu aproape să leșin, îi spun, frate, are 36 până la momentul ăsta. Și mai vin încă 5-6 vecini și spune același lucru. Imaginați-vă ce fierbere e pe stradă. Ce face ăsta cu vreo 50-60 de tacâmuri? Când săracul el mânca cu o lingură de lemn și aia... Așa s-a întâmplat cu biata femeie, pentru ea a fost penibil să facă lucrurile astea. Și totuși le-a făcut pentru că omul lui Dumnezeu i-a spus să le facă. Ea a crezut că mesajul acesta, chiar dacă nu aranjează între oameni, pare ciudat, dacă Dumnezeu a spus așa, așa face și așa a făcut. În concluzie, vreau să fac câteva afirmații. Prima, copiii buni nu se nasc, ei se fac copii buni. A doua, educația copiilor nu se face într-o zi. Pui mâna, domnule, și îl bați că ți-a ieșit din sărite și zici, gata, acum l-am pus la punct. Dar de unde? Educația copiilor nu se face într-o zi, se face în fiecare zi. De ce aștept să te enervezi și ești gata să-l omori? Reglează zilnic după nevoie. A treia afirmație, copiii buni, de obicei, sunt crescuți de părinți buni. A patra afirmație, copiii trebuie crescuți în parteneriat cu Dumnezeu și fiecare să-și facă partea. Tatăl și mama face cât ține de om, iar Dumnezeu face restul. Ultima afirmație, Dumnezeu oferă totdeauna mai mult decât ceri. Ce a cerut femeia aceasta? Femeia aceasta l-a rugat pe Elisei să o ajute de la Dumnezeu să primească o sugestie, un sfat, cum să-și plătească datoria. Și priviți ce i-a spus Elisei din partea Domnului. Du-te, vinde unde lemnul, plătește-ți datoria și nu-i punct. Este extraordinar că nu-i punct. Urmează o scurtă afirmație. Iar cu ce-ți va rămânea să trăiești tu și copiii tăi? Pentru că eu știu că tu ai nevoie și de asta. Tu în disperarea ta nu te-ai mai gândit cu ce să trăiești. Te-ai gândit doar la datorie. Dar eu, Dumnezeu, care te iubesc, care te-am făcut, care te-am frământat în pulberea pământului, eu știu și necazurile pe care tu nu mi le-ai spus. Tu n-ai mai avut capacitatea să mi le spui pe toate, ori de rușine ca să nu ți se pară că-s prea multe. Dar eu, Dumnezeu, m-am îngrijit nu numai de datoria ta. Eu știu că tu trebuie să mănânci mâine cu copiii și dacă n-ai, te vei împrumuta din nou. Și ce ai făcut? Vreau să-ți rămână bani de rezervă, că ești o femeie văduvă și ai copii. Să-ți rămână bani de rezervă ca să trăiești tu și copiii tăi. Închei cu următoarea întrebare. Ce fel de om trebuie să fie omul care nu vrea să trăiască cu acest Dumnezeu? Ce fel de om trebuie să fie omul care nu vrea să-L primească în inima și în casa lui prin pocăință și credință pe acest Dumnezeu? Ce fel de om trebuie să fie omul care îl respinge pe acest Dumnezeu spunând, eu am religia mea? Vă invit în această dimineață, începând cu familia Crișan, cu rudele, cu prietenii dumneavoastră și cu toți oamenii din casa lui Dumnezeu, să vă dați inima Domnului, pentru că necazurile vieții, să știți că acum sunt la femeia văduvă, dar mâine vor pleca de la ea, că Dumnezeu îi rezolvă problema și se vor muta la mine sau la dumneata. Și dacă la ea s-a rezolvat problema pentru că a fost Dumnezeu,
la mine cum se va rezolva dacă El este absent? Luați-L pe Dumnezeu și puneți-L în inimă și în casă și El să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.